Hello, dragii mei, dacă vă place această serie, dacă vă place școala de default, nu uitați să apăsați butonașul de like, subscribe și să folosiți codul Ecaterina YouTube pe Item Shop. 100.000 de abonați în 2 ani, am fost totul din plăcere, nu s-a pus problema de bani. O comunitate mare, suntem uniți toți. Drum zero to hero la școala de default. Ascultăm cea mai tare melodie, cea mai fashion făcută de Paladin Gabriel, specială pentru Ecaterina. Comunitate mare, suntem uniți toți. From zero to hero la școala de default. Fan meeting, gastră, bătut România, București, Sibiu, Constanța, ca să aducă. Bine, bine, copii, dar treceți în clasă acum, instant. Alo! Nu știu cum trec cu hani. Ecaterina, am străbătut toată țara. Rătă-mă ăsta cu grup. De când ai schimb să mă numai loc pe ușă, mă, șmecheri. Bună! Ai de capul meu! Ce aici, frate? Bani de negri. Eu v-am spus să vă îmbrăcați frumos și a ieșit nimic. Dar nu suntem îmbrăcați frumos. Groaznic. Suntem fashion, doamna. Mi-a luat tricou de duminică. Nici o doamnă, că am skin-ul de la dumneavoastră primit cadou. Ba da, tu Mișu, da. Na bine, copii, chiar dacă arătați groaznic, haideți să începem și noi concursul. Mișu, hai te rog frumos la mine în față, pentru că tu o să mă ajuți astăzi. O să fii asistenta mea. Wow! 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 Asta a fost bună, asta wow. E. Sau nu. Ca mimul ăla. Wow! Mișulica, astăzi o să faci tu pe profu. Te las pe tine să chem copiii în față. Copii, haideți în față. Acum, hai. Unu câte unu. Aha, părând, bă. Da. Copii, treceți înapoi în banc. Sunt profesor bun, nu? Da. Ești de tot. Ne-ai dresat bine. Bun, Mișu, spune tu, te rog frumos, cine să vină în față. Să mă gândesc, doamna. One eternity later. Să vedem, pe cine să aleg? Vrea cineva să vină? Eu. Tuțu, hai. No, bună ziua. Omg. Ce omg, doamna? Ești foarte urât și murdar. Poți să vă povestesc ce s-a întâmplat? Da. Ce pută c*** pe aici? Eu, frate, lasă-mă. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Am vrut să mă îmbrac frumos, doamna, și am avut o problemă mare iară. M-am dus la WC în fundul curții și s-au rupt scândurile alea și am picat acolo. Păi și n-ai avut timp să te schimbi? Păi nu, că a fost pe grabă, doar am apucat să iau, să belesc o oaie și să-mi iau pelerina asta. Aolea. Și eu mi-am luat șlapii ăștia lui tata repede în picioare și am venit repede la școală. Grazie. Mi-e mai important să fiu aici decât să fiu absent, doamna. Ba da, da, puți. No, aia. Mișu? Dar nu e maro ăsta. No. Nu trebuie să fie maro? S-a întărit între timp. S-a întărit pe mine, dar vezi că mă mișc greu, colegul. Uite, mă întorc, mișcăs cu camionul. Dar poți să pui mâna pe mine, colegul, să mă cureți dacă e. Nu am curaj. Da, hai să-ți vedem și pichexul. A, doamna, chiar, v-am adus și dumneavoastră. Când am căzut acolo, v-am adus, uite. Aolea. În furculiță vi l-am adus. Ce-a fost ziua? Da, când am fost acolo la WC, mi s-a împlântat asta în furculiță și v-am adus și vă. Vreți? Cine vrea? Vreau eu. Poți să suflu? Poți să-l mânci. Vreau să suflu în lumânări. Hai, suflă-mă. Suflă în lumânări. Nu s-a stins. Oh, dar suflă mai încet, că m-ai suflat și pe mine, m-ai împins în spate. Deci n-aș pa rău. Uite ce ai în picior. Ce am, bă, șlapii lui tata, bă. Puțin cam mari, dar nu. No, bun, până la urmă ce părere aveți de mine, doamne? Groaznic. Ești nașpa. Horror. Bine, mă las că sunteți voi fain. Ești nașpa și puți! Păi și lăsăm în clasă, doamne, dacă pute. Păi ce să-i facem? Hai că mă duc să mă spăl, doamne. Poți să mă duc să mă spăl la baie? Da. Deschideți-mă un gem. Cristina, tu ai bășit? Doamna, Mișu, da, let's go. Mai vrea cineva sau aleg eu? Nu vrea nimeni. Bine, doamna, hai că aleg eu. Cristina? Uite ce hamster are. Mișu, vrei să-i mângâi hamsterul? Da. Doamna! Da! Jegos rău, nu se duce. Nu se duce, aolea. O să stau și eu la oră. Să te spele măta acasă. O să stau la oră? Da, așa cum, da, poți. Cine e urât asta? Cristina. Ai cum te-ai îmbrăcat să mor eu. Mai bine încă ca mine decât. Dar ea e curată, tu nu ești. Taci, mă. Mișu, părerea ta care e? Nu se potrivesc sandalele, nu știu ce să zic. În rest, îmi place hamsterul. Și pichex-ul? Vai, vezi că ți se flutură. Bate vântul. Uite. Aoleu. Pă
da, mie îmi place cum au ales culorile. Flower power. Mie nu-mi place, deci cu ochelarii aia nu merge. Uite-te ce cercei are. Zici că e vulpița. Mișu, în afară de hamster, altă părere mai ai? Păi mie îmi place hamsterul și culorile, dar sandalele alea strică tot, nu, nu-mi plac. Ai, poți și picioarele. Eu cred că tu poți. Da, bine, Cristina, mulțumim. Mișule, următorul. Adi? Bună ziua. Bună ziua. Mamă, ce banane mari. Vrei una? Sunt reale? Da, vreau. Bun, și de skin cam sclipirici azi, clan. Mie îmi place skin-ul. Le sunt LED-uri sau? Sunt full RGB? Instalație de pom. Bun, Adi, și ce pickaxe ți-ai cumpărat astăzi? Om de zăpadă. Ai de capul. Om de zăpadă cu banane, ce cu LED-uri. Banane cu morcov, zăpadă, bleduri, nu știu ce să zic. Constipație. Exact. Buddy, zici că a picat dulapul pe tine. Bun, Mișu, părerea ta? Mie mi se pare că nu se potrivesc bananele și morcovul cu ledurile. Și eu sunt de aceeași părere. Adi, da, nu, nu prea ne place nici mie, nici lui Mișu, deci n-ai nimerit-o. Pai rău, doamnă. Și de la mine ai un nu. Mișu? De la mine ar fi un nu și jumătate. Doamna? Da. Dar ce și-o luat ăsta tea fițe în cap de când are skin-ul ăsta? E, fițe, nu sunt fițe, nu vezi ce bine arată? Eu sunt alesul doamnei profesoare pentru că am cel mai frumos skin care e primit la ea de la concurs. Ok, Mișulică, let's go, next. Ce, pe cine să aleg eu? Codrin? Uite. Mamă, ce barbă-i lungă. Mi-a cam murit frizerul. Vreo 20 de ani, cred că nu știu. Uite și el are banane de asta. Da. Ai fost împreună cu Adi la magazin? Erau la reducere. Vreți să-mi vedeți banana? Nu. Vreau acum, vreau banana, doamne. Na bine, mă, hai, hai să vedem banana. Asta e și mai mare! Face mișu infart! Ce îți place? Tot urmă că... Ia și mușcă. Ia și mușcă. Da, o întrebare am, Codrin. De ce ai venit desculț la școală? Păi nu-i desculț. Cum? Desculț. Păi îți ies degetele pe afară. Dar am jucat prea mult fotbal. Eu n-am bani ca eu să-mi iau papuci roșii cu urcul de astea. A, lua asta chiar că-i put picioarele, doamna. Dar nu mai rău ca tineruțule. Ți-ai luat șlap pe ea să-i arunc șlap. Salutat, abă, dau un șlap în gură, sare barba. Mai bine cu șlap prea mari decât cu degetele pe afară. Adevărat. Se știe! Codrine, aici sunt, te mai uiți la mine sau sal? Da, doamna, vă place banana? Da, foarte faină. Fashion. Bun, Mișu, părerea ta care este? Ce ți-e prima dată părerea? Și să spui dacă da sau nu. Doamna, cred că mie îmi place cum e. E în temă, are banane. E o temă de naufragiat, cred. Eu o să-i dau un da. Eu îi dau jumate de da. Mișulică, pe cine luăm? Echi? Vrei să vii tu? Hai că vin, pe cum nu vin eu. Omg. Ți se mișcă ochii. Cui mie? Da. Cum îi fac ochii? Echi, ce cu costumația asta de astronaut? Păi nu o recunoașteți? Nu. Păi ca să vă explic, eu mi-am luat outfit-ul ăsta, pentru că este un outfit. L-am luat pe comandă din Italia, Winter Edition. 1750 de euro, fără TVA. Mi-a plătit TVA-ul la vamă că nu m-au lăsat ăștia să intru. Dar fii atentă. Deci mi-am luat costumul ăsta. Iar începe. Mi-am luat costumul... Nu. Iar nu mai termină. Deci, practic, am muncit mult. 2 săptămâni jumate pentru costumația asta și mi-a venit pe comandă și a fost bine. Dar e interesantă. E puțin stricată pe la picior, văd că ai lipit-o. Nu, păi, cum să vă explic eu, m-au alergat niște câini. Și m-au mușcat și am zis ca să nu vadă ăștia bătrâni că ei mi-au dat bani. Că eu de unde dracu să-mi vadă capul meu și mai am și datori la bancă și mi-am vândut și un rinichi. Colegul, dar tu ești în depresie de vorbești așa? Nu, sunt în cameră. Da, ești aici. Da, sunt cu voi. Mi-a dat și bonus o felie de tort. Am sărbătorit. Mișu, suflă! Ia, vrei să-mi sufli în ea? Da. Ia, să vezi că se stinge. Ia, fii atent. Dacă sufli, dispare. Ia, uite, a dispărut. Ai văzut? Bravo! A mers! Bravo!
I-ai suflat-o de tot. Mă, după asta, dacă nu vă supărați, m-aș grăbi că vreau să mă duc în discotecă, mi-a luat ăsta pe spate. Oh, ăla-i frumos, cu LED-uri. Mișu, ce zici? Mișu, eu îi dau un da, pentru că îmi plac papucii și backpack-ul ăla-i fenomenal. Mișu? Pe mine nu mă impresionează, eu dau un nu. From zero to hero la școala de default. 100 de mei de abonați în 2 ani. A fost totul din plăcere, nu s-a pus problema de bani. O comunitate mare, suntem uniți toți. From zero to hero la școala de default.